88% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj făcut de IRES la începutul acestei luni. Datele sunt extrem de îngrijorătoare pentru premierul Demis Florin Câțu. Potrivit aceluiași sondaj, 33% dintre români cred că PSD ar trebui să conducă guvernul, în timp ce doar 19% ar vrea un premier de la PNL. Sondajul IRES arată și că 60% dintre români cred că demiterea guvernului condus de Florin Câțu prin moțiune de cenzură a fost un lucru bun. La întrebarea care este partidul care ar trebui să dea următorul prim-ministru al țării, românii au spus într-o proporție de 31% că ar vrea să fie Partidul Social-Democrat. 19% din românii intervievați au spus că noul premier trebuie să fie penelist. Alte 9% ar vrea un premier de la AUR, iar 8% consideră că cea mai bună variantă este un premier de la USR+. În urma sondajului, 11% dintre români cred că țara merge într-o direcție bună, în timp ce 88% consideră că direcția este greșită. Sondajul IRES a fost realizat pe un eșantion simplu, aleatoriu, de 994 de respondenți de peste 18 ani în perioada 6-7 octombrie prin metoda CATI, eroarea maximă tolerată fiind plus minus 3,1%.